Domnilor și domnilor, bună seara! Bun găsit la primul grupaj informativ din această săptămână. Volumul Elita Unionistă din Focșanii Unirii, Istorii, Destine, Patrimoniu, publicat de jurnalista Silvia Vrâncean și Dan Nichita, a fost prezentat publicului sâmbătă. Cartea cuprinde povești din orașul Unirii și peste 200 de fotografii, unele dintre ele inedite. Cartea Elita Unionistă din Focșanii Unirii, Istorii, Destine, Patrimoniu este o lucrare de cercetare dedicată familiilor boierești care au jucat un rol important în istoria unionistă a Focșanilui, dar și moștenirii culturale lăsate de acestea. Volumul a fost prezentat sâmbătă în aula Mihai Eminescu a Colegiului Național Unirea din Focșani. Pe lângă lansarea de carte, publicul a putut asista și la o expoziție de fotografii ale unor persoane mai puțin știute din înalta societate, din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Am avut o bursă în Statele Unite, o să vă povestesc foarte pe scurt cum s-a născut acest proiect. Am avut o bursă în Statele Unite după ce am plecat de la ziar și am lucrat o perioadă în orașul american Boston, oraș de unde se știe a început evoluția americană. Și mi-a plăcut foarte mult, cetățenii din orașul Boston au inițiat un proiect foarte interesant prin care le spun oamenilor din toată lumea povestea Revoluției Americane pornite din Boston. Am venit acasă și mândră totuși că Focșaniu nu e orice oraș, e orașul Unirii. Și vorbeam cu soțul meu, Dan, de ce nu avem și noi ceva, măcar așa, mai mic în oraș, pentru că avem foarte multe lucruri interesante și foarte multe istorii legate de Unirea Principatelor, pentru că trebuie să recunoaștem, perioada Unirii este cea mai luminoasă din istoria orașului. Și atunci am inițiat un tur pietonal ghidat, împreună cu câțiva colaboratori, pentru că nu le știm pe toate și pe regulă jurnaliștii cum trebuie. Și am avut bucuria ca pe 24 ianuarie 2018 să avem peste 60 de persoane care s-au plimbat cu noi prin orașul Unirii. I-am invitat să fie turiști în orașul lor, să călătorească alături de noi prin Focșanii Unirii și le-am spus poveștile din spatele clădirilor monument istoric sau nu numai, pentru că nu toate sunt pe lista monumentelor. Am identificat aproape 20 de obiective culturale care ar putea să facă parte dintr-un traseu al Unirii. Pentru că, deși au trecut 161 de ani de la Unirea Principatelor, orașul nostru încă mai are multe, multe, multe amintiri din acea perioadă. Generația la 78 a mers un proiect pe care l-am făcut, dar în același timp a fost și un proiect european. Deci, practic, dorința la mână s-a creat o soluție europeană. A fost o șansă la 1856, când s-a încheiat războiul Crimeei, ca România să vină cu un proiect care se pliea și a fost și o soluție europeană. Trebuia găsit o soluție la avansul Rusiei înspre Europa și românii au părut și s-a confirmat cu acesta. Au fost un popor care putea să, un popor neolatic, un bastion al Europei la Gurile Dunării. Revenind la cartea pe care am avut șansa să o cunosc și la începutul redactării, forma de manuscris. Și am oferit, sper că nu am greșit, sau am anumite sugestii legate de formă, legate de anumite informații. Speram că am găsit doi prieteni, doi oameni interesați, pasionați de istoria locală, care, dacă vreți, m-am simțit doar cu jenat, pentru că istoria nu este aparajul doar al specialiștilor, care se consideră profesioniști sau care știu să studieze și poate unii sunt blazați, ajuns să nu mai simtă, să nu mai înțeleagă, să nu mai iubească o perioadă istorică sau un loc istoric. Orice ce am constatat în carte și ceea ce veți constata cu siguranță este că această carte a fost scrisă cu multă inimă. Acest moment este o etapă din cruciata pe care o mână de oameni în acest oraș, prin cruciata pe care o ducem împotriva ameziei, adică uitării. Nimic nu este mai trist decât
atunci când vedem bătrân fără memorie. Ați văzut bătrân fără memorie? Așa sunt și comunitățile noastre. Dacă nu ar exista aceste persoane, Danichita, Sfânta Dulceanu, Asociația Sfântului domnul profesor Roman, domnul Cherciu și încă o duzină de cercetători, Focșani nu ar avea memorie. Iar ce lăsăm noi, ce lăsăm noi generațiilor care vin, decât amintirea zilelor, oamenilor care au făcut acest oraș. Acest volum poate fi citit și pe o carte de povești. Dar povești despre oameni frumoși. Evenimentul cultural este dedicat împlinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor. Elita unionistă din Focșani Unirii, istorii, destine, patrimoniu, este o lucrare tipărită după mai bine de 3 ani de cercetări și căutări prin arhive publice și private, prin orașe și sate uitate, prin cutiile cu amintiri ale urmașilor, familiilor boierești, împrăștiate prin lume și în bibliotecile țării. O fetiță a venit pe lume în ambulanța SMURT. A fost o premieră pentru paramedici să asiste la naștere. Aceștia și-au exprimat dorința să fie nașii de botez ai micuței. În dimineața zilei de sâmbătă 18 ianuarie, în jurul orei 3:30, un apel la numărul unic de urgență 112 a solicitat ajutorul salvatorilor secției de pompieri Adjud în localitatea Ciorani, deoarece o femeie în vârstă de 24 de ani, gravidă, acuza dureri. În cel mai scurt timp, la fața locului s-a deplasat o ambulanță SMURT. Paramedicii au preluat imediat femeia. La nici 500 de metri de la plecarea ambulanței spre unitatea spitalicească s-a declanșat nașterea. Fiind la prima intervenție de acest fel, paramedicii au solicitat sprijin de specialitate. Până la sosirea echipajului de ambulanță, aceștia au asistat nașterea. La ora 4, mămica a născut o fetiță de 2400 de grame. Între timp a ajuns echipajul SAJ, care a efectuat procedurile de specialitate în acest caz și au preluat bebelușul. Tânăra mămică a fost transportată cu ambulanța SMURT la spitalul din Adjud. Aceasta era foarte fericită că nașterea primei fetițe a decurs bine. Părinții mai au 3 băieței. Întâmplarea a fost de bun augur, fiindcă cei 3 colegi paramedici au exprimat dorința de a fi și nașii fetiței, iar unul dintre aceștia tocmai ce a aflat că va fi tătic. Felicitări mămicii, colegilor paramedici, echipajului SAJ. Studenții vrânceni care vor să muncească în Germania cu contract de muncă pe perioada vacanței de vară au la dispoziție o lună pentru a se adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. În acest an sunt disponibile 30 de posturi în mai multe domenii de activitate. În această perioadă, studenții interesați să lucreze în Germania pe perioada vacanței de vară se pot înscrie pentru a obține un job care să le asigure anumite venituri în lunile în care nu merg la cursuri. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea anunță că sunt disponibile 30 de oferte în acest sens. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea anunță începerea perioadei de înregistrare a aplicației în programul destinat studenților care doresc să lucreze în vacanța de vară, să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei. Menționăm că pot aplica studenții cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, care urmează cursurile de zi la o facultate de stat sau particulară acreditată conform legii și care au cunoștințe bune și foarte bune de limba germană. Pentru anul 2020 sunt puse la bătaie 30 de posturi în domeniul hotelier gastronomic, în gastronomia de sistem, fast food, în producția industrială și în domeniul serviciilor. Înregistrarea se va face până în luna februarie la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. Studenții care au domiciliul în județul Vrancea se pot adresa consilierului EURES din cadrul AJOFM Vrancea. Înregistrarea se va desfășura în perioada 13 ianuarie-14 februarie anul curent. Informații suplimentare găsiți pe site-ul anofm.ro, la secțiunea AJOFM Vrancea, comunicare, materiale informative. Fostul director al Direcției Agricole Vrancea și lider al PDL Vrancea, Costică Neață, a trecut la cele veșnice în dimineața zilei de sâmbătă. Acesta își va dormi somnul de veci în cimitirul din localitatea natală, Milcovul. În această seară vom difuza In Memoriam, cu începere de la ora 19:30, un interviu acordat postului de televiziune Atlas în urmă cu mai mulți ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sunt inginer agronom, sunt absolvent al Institutului Ionănescu de la Bradia și Facultate de Agricultură, promoția 1985. Liceu unde l-ați făcut? Am făcut liceu în Focșani,
La sunt care absolvent al liceului numărul 1 din Focșani și a fost ultima promoție cu 5 ani de fapt. Nu mi-a plăcut în fabrică să lucrez în construcții de mașini, că liceul a fost un liceu tehnic de construcții de mașini, deci. Și mi-a plăcut mai mult ramura asta. Sunteți de vrâncean dumneavoastră? Sunt vrâncean de loc din Milcov, a 7 km de aici de Focșani. Sunt vrâncean și am lucrat în agricultură toți anii ăștia. Am împletit efectiv activitate dintr-un mediu privat, într-o firmă privată cu activitate din agricultură. Dar până în 89, dumneavoastră, unde ați lucrat? Din 85 până în 89? Deci am lucrat în mai multe, în trei unități. Ultima oară în Iasi Focșani și după ce m-am privatizat, după ce am cumpărat o fermă zootehnică, efectiv mi-am desfășurat activitatea în mediu privat și zic eu că venind aici în direcția agricolă, am avut un avantaj că am știut, față de alții care nu au venit din mediul privat, am știut problemele cu care se confruntă atât mari producători, societățile mari din care își desfășoară activitatea în agricultură, cât și micii producători. Am știut că toți anii ăștia, deci agricultura n-a fost creditată de nicio bancă, asta a fost toți realitatea, anii n-a care fost... An vă referim? În anii ăștia de după Revoluție de după și Revoluție. Până în 2005, agricultura nu a fost creditată cu niște credite, deci n-au fost date credite avantajoase pentru producători. Deci băncile, știind că sectorul agricol este nerentabil, știind că s-a practicat mult în anii ăștia o agricultură de subzistență, deci n-au creditat agricultura. CSM Focșani a învins cu 99-85 echipa CSM Miercurea Ciuc în Liga Națională Masculină de Basket. Astfel, focșănenii au urcat în grupa galbenă, a doua în ordine valorică, pentru faza a doua a campionatului. CSM Focșani 2007 a câștigat meciul disputat acasă cu CSM Miercurea Ciuc sâmbătă seara în sala polivalentă din Focșani. Echipa focșăneană s-a calificat în a doua grupă valorică a Ligii Naționale cu scorul de 99-85. Antrenorul Mihai Petruț a pregătit o partitură de joc ofensivă cu foarte multă mișcare și cu pressing sufocant pentru jucătorii oaspeți care nu au avut replică în primul sfert încheiat cu un excepțional 32-16. Focșenenii au jucat același basket spectaculos, eficient, de mare calitate și în sfertul al doilea. Ultimile 30 de secunde. '89-85, încă un coș și putem depăși Borna 100, însă iată focșănenii se opresc mulțumiți cu rezultatul înregistrat, victorie care ne asigură calificarea în faza următoare a competiției în grupa principală. Felicitări antrenorilor! Scor final 99-85, victorie și calificare frumoasă în grupa galbenă alături de SCMU Craiova, BCMU Pitești, CSU Voluntari, CS Municipal Mediaș, CS Municipal Galați. Ne bucură această victorie, ne bucură faptul că vom avea ocazia să vedem la Focșani echipe cu state vechi în Liga Națională. Vom juca într-o grupă extrem de dificilă, dar veți vedea meciuri foarte frumoase de basket și adversari foarte valoroși la Focșani în faza următoare. Când va începe faza următoare? Săptămâna viitoare. Este prima etapă, așteptăm să vedem programul pe care îl va face Federația luni și ne așteaptă niște jocuri extrem de dificile, dar în același timp foarte frumoase. Câțiva adversari care am putea să-i întâlnim în această etapă? Se cunosc 4 dintre adversarele noastre, Pitești din prima grupă valorică, Voluntari, Galați și Mediaș, plus o echipă care o vom afla în seara asta între Craiova, Dinamo și Timișoara. Deci încă un adversar de calibru.
acest nume de tradiție din basketul românesc vor veni aici la Focșani, a spus de Pitești. Mi-aduc aminte că am învins în Cupa României într-un meci spectaculos chiar aici la Focșani. Vom avea basket de calitate în acest an. Mulțumim, domnule profesor, este o calificare în premieră la al doilea sezon în Liga Națională. Mulțumim și sperăm să avem un sezon bun până la capăt. Felicitări! În primul joc din grupa galbenă, CSM Focșani 2007 va juca în sala polivalentă sâmbătă 25 ianuarie cu SCMU Craiova. Meciul de basket CSM Focșani CSM Miercura Ciu va fi difuzat în această seară în cadrul emisiunii Pressing cu începere de la ora 18:40. La finale vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi parțial acoperit, vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între minus 3 și minus 1 grad Celsius, iar cele maxime între 3 și 5 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă. La revedere!